Bine ați revenit la Retrospective Agile, un podcast în care privim către agilitate retrospectiv. Sunt Dan Suciu. Sunt Bogdan Mureșan. Și astăzi vă invităm la un nou episod special. Este un episod care a fost înregistrat la evenimentul Agile Mammoth Games de la începutul lunii martie. Împreună cu Bogdan am avut 4 invitați la un panel pe teme legate de agilitate. Este vorba despre Ruxandra Banici, Head of Delivery la Zenitech. Pe Ruxandra ați mai avut ocazia să o ascultați într-un episod recent al nostru. Ovidiu Mățan, founder Today Software Magazine și organizator al evenimentelor IT Days și The Developers. Dan Mocan, Business Development Partner la X2 Mobile și fondator al The Box Barbell Club. Și Ciprian Sorlea, CTO la Norlogic Software. Am atins multe subiecte pe care sperăm să le considerați și voi interesante. Ideea acestui podcast a venit de la un alt podcast din Statele Unite, unde două agile coach vorbesc despre subiecte legate de agilitate. Podcastul respectiv se numește MetaCast. Și într-o seară, eram la București, eram împreună cu Bogdan, într-o cafenea, discutam în contradictoriu despre un anumit subiect și îmi spuneam, Bogdan, dar ar fi interesant să le înregistrăm, adică toate lucrurile astea pe care le povestim, poate sunt unii pe oameni, dar plăcea să le asculte, poate ar avea niște păreri, ar avea niște feedback-uri, ar trage niște învățăminte, de ce nu, din toate experiențele pe care noi le-am avut și cam asta a fost ideea. Și culmea, ideea a venit cam o lună înainte de a începe pandemia. Deci pandemia ne-a prins cu microfoane, cu stație, cu totul pregătit. Am anticipat, să spunem. Și ne-am gândit să facem un experiment asta. Ne-am gândit să invităm pe o parte dintre cei care au fost înainte de masă, speaker la Agile în acest eveniment, da, Agile Mammoth Games 2023 și să le punem câteva întrebări și să vă invităm și pe voi să le punem la rândul vostru întrebări pe teme de agilitate. Cam o să pară un pic ciudat, pentru că o să ne vedeți, o să mă vedeți pe mine că vorbesc la microfon, o să vorbească și Bogdan la microfon, o să dăm microfonul fiecare dintre invitați atunci când vor să spună ceva, deși nu se aude nimic, nu se amplifică nimic, ci pentru simplu motiv că vrem să înregistrăm. De adevărat, motivul pentru care folosim aceste microfoane nu are niciun efect. Dacă zicea, duceam în boxă. Nu, e ok, că se mai făcea microfonie, nu se registra bine. Lasă că e ok așa, dacă nu se registrează bine aici, avem oricum camera ta, ne registrezi și... Poate vrea și mie spune. Și totul e regulat. Da. Uite, s-ar putea să iasă mai bine. Ok, așadar, haideți să vedem. Stând și asistând de acolo, de undeva din spate, la toate prezentările de astăzi, cele 5 prezentări din sesiunea de Agile Talks, m-a izbit așa o idee și oarecum i-a dat glas și Ovidiu, da? Se pare că ne-am gândit, da, mințile luminate gândesc la fel, nu așa se pare, așa se zice, sau din potrivă. Și am văzut că și tu ai mintit de lucrul ăsta. Adică, chiar la început, când s-a vorbit despre Agile, da, știi foarte bine că acel manifest Agile a fost făcut de 17 consultanți din domeniul de industrie software. Și ulterior, mai ales Extreme Programming, s-a considerat a fi o metodologie de management de proiecte agile făcută de programatori pentru programatori. Și foarte des vedeam la conferințele de aici fiind prezenți programatori în sală, în special, dar oameni care fac parte din echipele de proiecte de dezvoltare de software. Și cei care vorbeau pe scenă erau în esență programatori. Cât ce lucrul ăsta s-a diluat și am început să fie înlocuiți de manageri. Managerii au început să fie cei care participau mai des la astfel de conferințe și tot managerii erau cei care vorbeau de pe scenă. Ce am constatat însă astăzi, mi s-a părut foarte interesant, e că am făcut așa o tranziție către, nu știu, către psihologie, către neuroștiință. Se vorbește foarte mult despre bias-uri, se vorbește foarte mult despre capcane mentale. Am avut două prezentări care au fost orientate, nu și Dan a povestit despre persoanele respective și Ruxy s-a referit la asta și John a vorbit despre asta. Chiar în finalul acestui eveniment o să avem
o prezentare, ultima prezentare, eu și cu Simona vorbim tot despre capcane mentale și prejudecăți cognitive. Și mă gândeam, oare care credeți voi că este motivul pentru care se întâmplă acest lucru? Adică, deci credeți că începe să fie tot mai diferit în niște conferințe care au ca tema principală la psihologia, lucruri care țin de neuroștiință, lucruri care țin de psihologie. Se vorbește atât de mult despre bias-ul. Ce ne aruncă în această zonă? De ce este de interes? Dacă poți să dai un răspuns, care neapărat, nu e un răspuns, e o întrebare. De ce se întâmplă asta? Adică dacă ceva nu merge bine, atunci căutăm soluții pe lângă. S-ar putea să fie asta cazul. Eu cred că mergi la conferințe de greșite. Ok. Adică sunt foarte multe conferințe tehnice. În schimb, mie mi se pare că în ultima vreme au apărut și conferințele în care ne uităm și pe latura asta de ce trebuie să facem noi management ca să putem să ajutăm tot ce se întâmplă. Mie mi se par două zone complementare. Și conferințele tehnice, IT Days, sunt, există, vorbim mult de development, ce mai putem să facem pe lângă? Uh-huh. Mă referem în special la conferințele care au ca temă agilitatea, apar să fie foarte multe... Le-a reparat tot, acolo am făcut tot. Deja nu mai știi ce să mai faci, ce alt framework, ce îmbunătățiri să mai duci la Scrum, XP sau alte framework-uri, nu? Uh-huh. Deci asta ar fi. Am ajuns la oarecare saturație. Din punctul meu de vedere, și o să reiau un pic ce ziceam în timpul speech-ului mai devreme, și o să pornesc de la un exemplu de mai înainte, în care tu îi ziceai lui Ovidiu că el filmează și el zicea, da, ce fain ar fi să-mi dai și mie sunetul. Și cred că e un exemplu foarte bun de chestii foarte tehnice, dar ca să livrăm un produs cât mai bun, cred că trebuie să existe partea asta de colaborare. Și din punctul meu de vedere, ca să ducem colaborarea la un alt nivel, trebuie noi ca oameni să conștientizăm faptul că eu sunt diferit de Ovidiu și s-ar putea să am alte păreri și el să aibă alte păreri față de cum am eu, față de părerile mele, și în momentul în care noi doi reușim să ne tune in, să zic, să ne ajustăm unul la altul, s-ar putea ca și colaborarea noastră să meargă mult mai bine. Și cred că din perspectiva asta, tot ce înseamnă psihologie și relații interumane complementează foarte bine tot ce înseamnă tehnică. Cât timp avem? 2 ore? Bun. Întrebarea foarte bună și răspunsul după mine, cel puțin, e foarte, foarte complex, dar cred că vine, în primul rând, din câțiva factori. Au crescut foarte mult așteptările celor care beneficiază de softul pe care îl producem. Prin urmare, sunt angrenați în tot ce înseamnă proces de dezvoltare, în ciclu de viață al unui produs, din ce în ce mai multe persoane, da, stakeholder, etc., oameni care, useri, care dau feedback, etc., dar inclusiv la cei care contribuie la livrarea produsului, vin din categorii, să zicem, profesionale diferite, foarte mulți. S-a schimbat iar în ultimii mulți ani bariera de intrare și pregătirea inițială pe care au toți cei care intră în domeniul ăsta. Discutăm de oameni cu background diferit față de, poate, în urmă cu 15 ani, oameni cu pregătire diferită, cu nivele de senioritate diferită, cu mai puțin orientare spre zona inginerească, mai mult, hai zicem, sau altfel, ca să nu pun etichete, dar o altă orientare. Și atunci s-a ajuns așa la un soi de turnul Babel, dacă vrem să o luăm din perspectiva multitudinii de mindset-uri și de personalități și de așa mai departe. Și atunci ai nevoie de o realiniere până la urmă a tot ceea ce înseamnă agilitate în procesele astea, pentru că până la urmă au crescut foarte mult sau a crescut foarte mult numărul de interacțiuni, da? Și s-a schimbat foarte mult tipologia oamenilor. Și dacă ne raportăm la Agile Manifesto, da, cu People and Interactions over Processes and Tools, într-adevăr, s-au mai schimbat tool-urile, dar, sincer să fiu, făceam Agile și tot cu Jira așa cu, nu știu, 12 ani. Da? Nu s-a schimbat foarte mult procesul, ok, cam pe acolo rămas. În schimb, tipurile de oameni cu care interacționez în fiecare zi
schimbat fenomenal de mult. Da? Interacțiunile pe care le am, problemele pe care le am, să nu mai spunem doar dacă ne raportăm la ce s-a întâmplat în ultimii 3 ani cu pandemia, cu COVID, modul în care problemele personale dintr-o dată nu mai pot fi lăsate acasă, pentru că lucrul este acasă. How do you deal with that? Deci s-a schimbat foarte, foarte mult și atunci perspectiva vine din ce în ce mai mult asupra oamenilor. Peter Lisson a zis, dacă nu mă înșel la IT Days anul trecut, asta e o chestie foarte mișto, 2023 va fi, sau mă rog, decada asta va fi cea în care focusul va fi pe oameni. Și cred că se vede asta foarte bine în tot ceea ce, adică, inclusiv faptul că discutăm despre lucrul ăsta. Poți să mai zic ceva? Da. Da, cumva, dacă ne gândim un pic mai bine, vedem că, bun, vorbim acum de psihologie. Bun, dar, și de ce vorbim de psihologie? Pentru că vrem să înțelegem mai bine oamenii din jurul nostru, cu cine lucrăm, să putem negocia anumite chestii. Poate, mă rog, de dar poate fi un drum bun, dar în același timp poate fi periculos. Gândiți-vă că peste 5 ani, o să mai vorbim de, și dacă tot gândim pe drumul ăsta, peste 5 ani o să vorbim de tehnici de manipulare aici. Care nu e neapărat ok. Nu cred că vrem să mergem în zona asta. Cel puțin cu angajații. N-aș intra în zona asta. Și atunci, poate ar trebui să vedem ce putem face mai bine. Și mie, cel puțin, mi-ar plăcea să văd niște cazuri, niște filme care vin și zic, uite, domnule, noi am făcut un A-B testing și am pus o echipă să facă așa, o echipă am pus să facă așa și uite, rezultatul care ne-a ieșit e acesta, care mai vine. Mi-ar plăcea să văd asta la un moment dat. Mai ales voi care sunteți mulți manageri și puteți face lucrul ăsta. De ce nu? Da, o să... Eu am microfonul meu. Da, vreau să zic și eu. Cred că un pic de continuare la ce a zis, Cipri. Și legat și de ce zicea Chris dimineață. Am pus întrebarea aia super mișto, de cine îi urăște pe cei de pe sales, cine îi urăște pe cei de pe marketing și așa mai departe. Și chestia faină e că în zona asta de agile, de toți... Întrebarea era cine iubește. Da. Eu am auzit urăște, da. Și în zona de agile, de fapt, toate funcțiile astea trebuie să colaboreze super, super bine împreună și să leagă super bine de ce o zis și Cipri. Sunt interese și limbaje diferite. Da? Și atunci e clar că există bias-uri, da? Sales wrong, sales zice, a, păi ăștia de pe tehnic niciodată nu vor să ne dea ce avem noi nevoie și așa mai departe. Există bias-uri, există limbaje diferite, există interese diferite și toate astea cumva trebuie aliniate și să meargă mână în mână. Și nu mai e suficient, înainte procesul era destul de clar, intra un input pe una dintre funcții, ieșa pe cealaltă, voi îmi dați în asta, ta, după aia fiecare funcție, more or less, așa mergea, chiar dacă existau negocieri și ăsta, dar acum continuu trebuie să lucreze împreună. Trebuie să-și facă planuri de marketing, de sales pe 2 luni, pe 3 luni, să le adapteze, să lucreze împreună la roadmap și ceea ce e super, super important. Și atunci se pune din ce în ce mai mare accent pe zona asta de soft skills, să înțelegem pe cel de lângă noi, bias-uri, povestim mai mult de zona asta, pentru că altfel nu avem cum să ne facem treaba. Ca să nici nu mai intru în cadrul unei echipe unde trebuie să facem 8 oameni să se înțeleagă împreună, să ajungă la același numitor comun, să ia decizii împreună. Ei chiar ziceam dimineața, adică mi-e greu să iau decizie pentru mine de multe ori, dar apoi să mai ajung la un numitor comun cu alți 7 din jurul meu, care întotdeauna sunt mai țăcăniți decât mine, deci eu întotdeauna sunt la bun, da? Deci asta e mindset-ul. Și e greu și trebuie să vorbim tot mai mult și să conștientizăm faptul ăsta că nu mai e numai tehnic sau numai un framework care l-a prins și gata. Acum m-a lovit așa o altă idee și am să încerc să vă pun o întrebare mai provocatoare. Nu m-am gândit mult, dar ea sper să iasă bine. Mă gândeam la ceea ce zicea Yuval Harari. La un moment dat eram într-un interviu și mereu când se vorbește de digitalizare, de digitizare, de inteligență artificială și așa mai departe, se pune întrebarea ce ne facem noi dacă roboții o să ne preia meserile pe care le avem. Ce o să facem noi? Ne fură locurile de muncă și nu o să avem din ce trăi. Și arată că el nu are, din punctul lui de vedere,
nu este atât de stresat că lucrul ăsta se va întâmpla, pentru că vor apărea meserii noi. Doar că există o problemă aici. Meserile noastre vor deveni irelevante mai des. Asta înseamnă că de-a lungul vieții noastre vom fi puși în situația să ne schimbăm nu doar job-uri, ci chiar cariere mai des. Pe partea asta și este și predicția. Dacă părinții noștri intrau într-un job undeva într-o companie și de obicei se pensionau de acolo sau urmăreau astfel de stabilitate și rămâneau și se specializau, căpătau experiență într-un anumit context, noi, să spunem, generația noastră ne schimbăm job-urile mai des, schimbăm firmele mai des, dar și puțin în software development există o retenție de 3 ani în medie, ceea ce este una destul de scăzută, zic eu. Pentru copiii noștri se spune că ei vor schimba mai multe cariere, adică s-ar putea să fie regizor de film, după aceea să meargă pe marketing, după aceea PSD, după aceea software developer, de ce nu? Pentru că tehnologiile și avansul ăsta tehnologic exponențial, foarte, foarte rapid, foarte pronunțat, face ca eu să nu pot să rămân expert în anumit domeniu sau în anumit instrument o bună bucată de vreme, multă vreme, pentru că devine obsolet. Din altele trebuie să învăț din nou, trebuie să învăț din nou. Și el spunea acolo că unde ar trebui să ne uităm, de fapt, ar fi la partea de inteligență emoțională. Adică să fim pregătiți, emoțional vorbind și, da, mental, pentru faptul că meseria pe care o avem noi în momentul ăsta va deveni curând irelevantă și va trebui să învățăm ceva nou. Și încă să tot reînvățăm și să fim destul de puternici mental ca să facem lucrul ăsta. Și atunci mă gândeam eu că poate toate discuțiile astea de pe partea de bias-uri, de psihologie, de nu știu ce, vin probabil din faptul că am exagerat puțin cu agilitatea, suntem prea agili, ne schimbăm mult prea des, începem să ajungem într-un nivel în care lucrurile sunt mult prea neclare, cu predictibilitate mult prea scăzută și atunci avem nevoie și de oarecare stabilitate și mentală și emoțională ca să putem să facem față unui astfel de context. Și sunt curios dacă v-ați gândit la ceva de tipul ăsta și dacă... Las pe Ovidiu să începe. Da, de ce crezi tu că majoritatea filmelor SF, personajul principal, de obicei un detectiv? Nu, e o chestie care probabil nu o poți simula cu un robot. Presupun, sau probabil mai fi un detectiv mai prost. Dar cred că o să fie meserii care, clar, o să trească să faci ceva, mai că o să avem universul în cam și așa mai departe. Dar, pe de altă parte, gândiți-vă la alt aspect. Gândiți-vă că noi, oamenii, cel mai ușor e să mergem la lucru și cineva să ne zică, fă aia. E o chestie care mulți, mă rog, ori prin stakeholder o pățesc în fiecare zi, problema cea mai cruntă e că nu mai e nimeni să zică. Nu știu dacă se cuprin asta, nu știu, că lăsați de job și vă apucați de altceva și aveți 5 luni libere și hai să zicem că nu mergeți să călătoriți. Ce faci în alea 5 luni? Și atunci, cumva, după ce ai fost obișnuit toată viața să zică ce să faci, toată nu mai zice nimeni nimica. Și un sentiment așa foarte interesant până ajungi să te regăsești. Și cred că multă lume s-ar putea să apară job-uri redundante, adică n-au niciun sens, dar ok, fă-aia ca să fii fericit. Știi? Pe de altă parte, nu cred că toată lumea se poate picta și să face chestii super creative. O să fie o chestie interesantă și s-ar putea ca să nu fie chiar cum credem. Da. Sunt câteva perspective. Dacă ne raportăm la industria noastră, e clar că a evoluat complet diferit față de multe alte industrii. În IT, lucrurile s-au mișcat mult mai repede, cu viteza internetului, să zic așa, pe când restul lumii a rămas un pic în urmă. Și apropo de ce spuneam mai devreme, prin faptul că intră și multe alte oameni din alte industrii, din alte, știu eu, verticale, în relații cu ceea ce înseamnă software development, dezvoltare de produs. De multe ori, toată treaba asta cu agilitatea și cu management de stakeholder și așa mai departe, vine și din faptul că trebuie să ne aliniem cu, cum am zis, cu aceste profesii diferite. Da? Lumea se va adapta la o altă viteză, la fel cum, dacă este să fim sinceri cu noi, da, comunitatea IT din România
cred că s-a adaptat un pic la schimbare. Apropo, ce-o zici și de Ovidiu, de faptul că nu mai aștept să-ți dea cineva ce să faci, ci să fii tu proactiv, să găsești tu, să vii cu idei, să dezvolți produse, să faci. Ne raportăm la România versus restul lumii, Europa, poate zone din Asia, bineînțeles Statele Unite ale Americii, da? Unde lucrurile se întâmplă puțin diferit. De ce? Pentru că acolo au fost niște lucruri care s-au întâmplat altfel în trecut. Oamenii au avut deja un mindset setat, un pic un spirit mai antreprenorial, poate mai, știu, o altă gândire. Și atunci ei s-au mișcat într-un alt ritm față de noi. Noi, având oportunitatea asta de a face outsourcing pentru multe companii din vest, am mers până la urmă pe varianta în care am început să învățăm de la ei și am început să ne mișcăm și noi mai repede. Da? Deci sunt diverse nivele de, să zicem, mai multe tipuri de viteză cu care se schimbă lumea asta. Nu este o singură viteză și în aia intră toți. Dacă este să luăm așa, următorul nivel, la care poate mulți nici măcar din țările cele mai dezvoltate din punctul de vedere nu sunt pregătiți, este ceea ce se întâmplă deja de acum cu ChatGPT și cu alte lucruri. Nu știu câți dintre voi ați încercat să generați un backlog întreg folosind ChatGPT. Ați făcut chestia asta? Creeze, cam în ce stil? Pot să zic, de exemplu, să-mi facă, poezie japoneză cu user story-urile respective și mi le face. Are capacitatea asta, un lucru pe care n-aș putea să-l fac niciodată. Poate, dacă m-aș antrena, etc. Ăla este nivelul următor. Da? Și atunci, cred că, într-adevăr, lucrurile se mișcă foarte repede, incredibil de repede. Ciclul de schimbare se înjumătățește odată la nu știu câți ani și perioada respectivă se înjumătățește și tot așa, da? Și mă mânca sigur că la un moment dat o să ajungem la o zonă din asta de oboseală, cum avem cu oboseala de framework-uri de JavaScript, o să avem și cu oboseala de schimbări de procese și oboseala de agile și oboseala de tot ce mișcă. Și ce o să se întâmple atunci? O să ne încărcăm în cloud și o să trăim fericiți până la adânci bătrâneți, care nu o să fie niciodată, că o să fim undeva într-un data center pe Marte sau unde o să ne trimită Musk, habar n-am. Dar când va fi lucrul ăsta, nu știm. Până atunci tot ce putem face este să încercăm măcar un ciclu din ăsta să supraviețuim, să găsim, dincolo de chestiunile care se mișcă mult prea des, poate, apropo de sănătate mentală și de alte lucruri, chestiuni care să ne ancoreze un pic în realitate, mai facem câte un cappuccino, mai punem o chestie pe grătar și suntem încă cu picioarele pe pământ până să ajungem pe Marte. Cred că astea sunt lucrurile care cumva ne pot face să ne și mișcăm cu viteză, dar pe de altă parte, din când în când, să facem un pas înapoi și să rămânem în ritmul ăsta care ar trebui să fie totuși un ritm de normalitate pentru foarte mulți dintre noi. Da, cred că din punctul meu de vedere sunt foarte multe chestii pe care vreau să le zic și mi le-ai cam ridicat la fileu. O să văd dacă reușesc să le acopăr. Pornind de la întrebarea inițială legată de ce mergem spre psihologie. Cred că e foarte important să conștientizăm și faptul că psihologia a evoluat foarte, foarte mult în ultimul timp. Sunt o grămadă de studii noi din perspectivă de neuroscience care acum devin cunoscute și ca să mă leg un pic și de ce ziceai tu, cred că ideea de a fi pregătiți pentru schimbare se leagă foarte mult de psihologie și am văzut asta în timpul COVID-ului, când poate psihologia au crescut foarte mult și au ajuns pe masă la toată lumea pentru că simțeai fizic că nu ești ok și te întrebai ce pot să fac și ai ajuns să citești poate câte ceva despre psihologie. Deci cumva cred că este și un trend ascendent care vine din nevoie plus din descoperirile științifice care s-au făcut în perioada recentă. Nu cred că trebuie, în principiu eu nu cred că trebuie să facem nimic, cred că este alegerea noastră personală dacă vrem să fim pregătiți de schimbare sau nu vrem să fim pregătiți de schimbare și cred că merge foarte mult înspre, știți vorba aia din sport de a nu sta pe călcâie, a sta pe vârfuri. Cred că în momentul în care stai pe călcâie, nu poți să reacționezi la ce face adversarul tău. În momentul în care stai pe vârfuri, reacția ta vine mult mai rapidă. Și sta pe vârfuri. Ideal. Și atunci cred că noi dacă dorim să ne aliniem la schimbare, cred că ce ne ajută foarte mult e să
să ne obișnuim să stăm pe vârfuri și să fim conștienți de ce ziceai tu, că poate se schimbă jobul, poate că devine absolut. Și ce cred că ne ajută foarte mult în perspectiva asta, apropo de ChatGPT, nu știu dacă ați văzut în momentul, la puține zile după ce a devenit mainstream ChatGPT-ul, în New York s-a interzis utilizarea lui în școli. Asta nu cred că ne ajută. Cred că ne ajută să învățăm să-l folosim, să învățăm să coexistăm cu el și să vedem cum putem descoperi următorul job, următoarea nevoie. Poți să-mi întrebi ceva pe asta? Cred că problema cu ChatGPT-ul e că, din perspectiva mea, e foarte prost. Problema, gândiți-vă ce se întâmpla dacă era bun. Ăsta e, dacă vă uitați la ce răspunsuri dă, nu ne dă pe spate în general. Nu. Eu cel puțin n-am aflat chestii noi, de distra mă pot distra cu el, dar cam atâta. Dar gândiți-vă dacă era chiar ca lumea. Și cred că și de aia îl interzic, pentru că îți dă niște, de multe ori aiurea, niște răspunsuri. Sau iară, dacă Cipriceac a scris cod cu el, mie generează cam tot același cod. Dar e greu de folosit, și cred că i-a dat drumul prea repede. Dacă îl mai ținea un an de zile, cine știe ce e așa? Da, sigur. Da. În legătură cu tema asta, explorarea psihologiei membrilor echipei, ca parte a agile-ului, mi se pare un pericol faptul că poate duce la un pic la exploatare. Vă îngrijorează așa ceva? Exact, manipulare. Aia mi se pare un pic. Cum ajungi? Da, manipulare. Posibil, dar hai să ne ceva mai aproape, e exploatare. Faptul că e un shift de abordare. Când treci la agile, trebuie să fii proactiv. Trebuie să fii proactiv pentru ca să meargă agile-ul. Și dacă începem să explorăm psihologia omului, mi se pare că omul devine exploatabil în agile. Voi ce părere aveți? Eu sunt de acord cu tine. Pot să încep eu să încerc să răspund? E foarte complicat întrebarea. Acum depinde de la ce bază pornim. Baza de la care pornim este că noi, majoritate de aici, în parte din echipe, am vrea să exploatăm sau nu. Pentru că dacă cineva vrea să exploateze, o să exploateze fără niciun tool psihologic, fără nicio carte, Machiavelli de acum cât sute de ani, deci o să exploateze oricum. Da, acum ai mai multe informații și mai multe tool-uri, dar intenția și modul în care tu funcționezi e același. Dacă tu, prin natura ta, ești orientat către hai să ne ajutăm, hai să facem lucrurile să te înțeleg, ca să mergem mai departe împreună mai bine, atunci îți dați doar niște tool-uri. Dacă tu, prin natura ta, ești cum să învârt eu treaba asta, atunci vei căuta informație care să te ajute și o vei folosi. Bine, dar majoritatea nu lucrăm pentru noi înșine sau pentru noi câțiva ani. Majoritatea lucrăm pentru corporații, e un cuvânt negativ pentru unii, pentru mine nu-i deloc, sau pentru firme mari. Dar motivul pentru care tu te trezești în fiecare dimineață și mergi acolo e a tău, nu e a corporației. Mai îi? Îi. Îi, pentru că în momentul care, de asta, eu cred că povestea asta, cum zicea Dan înainte, schimbăm joburile odată la 3 ani. Schimbăm joburile odată la 3 ani pentru că ceva nu mai funcționează pentru noi în acel job după 3 ani. Și atunci tu faci schimbarea respectivă care să rezoneze cu tine. Eu cred că noi trăim acum într-un moment în care avem atât de multe oportunități, care pe de o parte ne aduce un FOMO groaznic să nu ratăm ceva, dar pe de altă parte ne permite ca foarte repede să schimbăm dacă ceva nu funcționează pentru noi. Nu mai suntem ca părinții noștri, mama mea a stat în prefectură 25 de ani fiind inginer electronic, șef de promoție. Nu era altă variantă. Noi nu mai suntem acolo acum. Tu pentru tine mergi în fiecare dimineață acolo și ceva funcționează. Asta e. Da, și dacă nu, trebuie să schimbe jobul. Și dacă nu, vei pivota până când găsești ce funcționează. Cu exploatarea sau cu manipularea, așa cum a numit-o Ovidiu, este aceea că avem capacitatea să ne prindem că suntem manipulați. Și odată ce ne-am prins de lucrul acesta, nu prea merge foarte, foarte des și nu prea merge o perioadă foarte lungă de timp. În momentul în care noi ne simțim manipulați,
relația cu siguranță se deteriorează și căutăm o schimbare. De asta nu este ceva care decât poate pe termen scurt și de obicei o facem cu persoane. Dacă o facem cu persoane pe termen, nu este foarte bine și de calitate ne pasă foarte mult relația pe care o să avem în continuare cu acele persoane. Și legate instrumente, da, pentru că curentul electric, ca motorul cu apă, orice alt instrument a stat la baza și a fost folosit și de democrație liberală și de regimuri fasciste și de dictaturi comuniste. Dacă o folosește rău sau bine, depinde foarte mult de perspectiva celui care o folosește. Nu înseamnă că instrumentul în sine este unul rău, ci până la urmă cine folosește acel instrument și maniera în care îl folosește. Eu aș adăuga doar câteva chestii pe care cred că și Ciprian le-a menționat dimineața, una dintre ele fiind transparența. Cred că în momentul de față avem, foarte important, avem libertatea să ne găsim, avem libertatea și posibilitatea să ne alegem companiile pentru care lucrăm și oamenii cu care lucrăm și cred că în momentul în care avem transparență și încredere în ceea ce facem zi de zi, nu știu dacă poate fi vorba de exploatare sau manipulare și în niciun caz nu cred că psihologia ne împinge în direcția asta mai mult decât ne împingea lipsa ei până acum. Hai să dau un exemplu. Gândiți-vă ce vreți la o chestie, nu? Asta e cea mai simplă chestie. Gândiți-vă la un lucru care vreți de la managerul vostru. Bun, și merge și cereți ceva mult mai mare. O chestie gigantică, mult mai mare decât ce vreți voi. O să zică nu, și după care puteți reviviți la ce vreți voi și bun, acord, dar asta nu mi-a fost dat. Și nu, sunt foarte multe șanse să fie de acord, de fapt, cu cererea voastră mică, mă rog, mică, normală, să zic așa. Și experimente de manipulare și psihologii, puteți să vă jucați cu asta, vedeți ce se întâmplă. Mulțumim, Ovidiu, pentru career advice. Da. Faci munca managerului foarte ușoară în ziua de astăzi. Dar, nu, Ovidiu are dreptate și până la urmă... Corect, ca în orice poveste, da? Bun, nu o să intrăm în detaliile alea, cel puțin nu acum. Dar orice unealtă, până la urmă, funcționează pe ambele părți. La fel cum percepția, să zicem, a celor din sală, da? Presupunând că sunteți, nu știu, developers, scrum master, product owner, manageri, indiferent de poziție sau de rol, cumva percepția poate fi că, mă, da, compania o să mă influențeze, că cel de deasupra mea, că managerul meu o să profite de mine într-un anumit fel. Exact cum a zis foarte bine Ovidiu, se aplică și invers. Nu știu dacă câți dintre voi sunteți implicați în ceea ce înseamnă recruitment în ziua de astăzi, în discuții salariale, în discuții de... Adică sunt de foarte multe ori anumite povești, să zic așa, pe care le are nivelul de management cu echipa, nu știu, de execuție, de development, așa mai departe, în care este foarte clar că se face o manipulare. Da? E un joc. Important este să nu fie un joc cu sumă zero. Calea sunt foarte dăunătoare pentru toată lumea, da? E normal să înveți niște skill-uri pe care după aceea să dobândești de skill-ul pe care să le folosești în favoarea ta și în beneficiul tău, să te ajute să evoluezi. Firma va face, sau compania trebuie să facă lucrul ăsta pentru tine, da? Există chestia faimoasă cu, sau discuția între CFO și CEO, da? Care zice, CFO zice, păi nu putem investi în training unui om, că după aia dacă ne pleacă. Și celălalt spune, păi ce facem dacă nu investim și rămâne, da? Întotdeauna trebuie să balancezi riscurile cu beneficiile. Există întotdeauna riscuri ca lucrând și ajutând o persoană să devină mai bună din punct de vedere profesional, să devină mai eficientă și așa mai departe, la un moment dat să se întoarcă înapoi și omul respectiv să aibă niște trigere interne care să-l ajute să vină și să pună puțin altfel problema, să întoarcă masa. Și ce faci atunci? Tot timpul există riscul respectiv. Dar cred că, exact cum a zis și Dan, avem libertatea de a alege, poate mai multă pe de-o parte decât, sau mai, o libertate mai mare decât am avut în urmă cu mulți ani, pe de altă parte, cu mai multe constrângeri și cu mai multe schimbări și cu o dinamică foarte dubioasă, să zic așa. Da, asta face parte până la urmă din jobul nostru. Și de manager sau indiferent ce rol avem și de developer și așa mai departe. Trebuie întotdeauna să vedem unde, să știm cum ne poziționăm în contextul în care suntem și până la urmă scopul nostru nu este să mergem la job, nu este să
plătim rate, scopul nostru în viață trebuie să fim fericiți, da? Cum a zis Ovidiu. Ce faci? E alegerea ta ce faci. Cum faci lucrul ăsta? Și dacă se poate să fii într-o companie în care managementul, da, mai zicem leadership-ul, că dacă e doar management, atunci nu e ok. Dacă e echipa de leadership și echipa cealaltă, da, își aliniază puțin interesele, șansele sunt foarte mari ca lucrurile să funcționeze ok pentru toată lumea. Că în rest, ok, o să meargă o perioadă, dar pe piață se aude foarte repede. Da? O să fentezi, o să influențezi pe 2-3, dar după aceea să vede cine îți mai vine la interviu, cine mai lucrează pentru tine. Da? Se pare în orice domeniu sunt de când e făcută lumea asta. Și vor mai fi. Dar pe măsură ce se cunosc lucrurile astea de mai, să zicem, o populație mai mare, devin în ce în ce mai vizibile. Ajung toate încăperile, da, toate organizațiile să fie de fapt într-o încăpere de sticlă, în care e foarte greu să arunci cu pietre pentru că îți spargi, da? Cam asta e perspectiva mea. Adică, da, există riscuri, dar pe de altă parte, dacă stăm un pic să ne gândim, pentru noi ca și societate, ca și umanitate, este mult mai bine ca să existe investiții serioase în domeniul respectiv, să fie lucruri cunoscute de mai multă lume, înțelese, pentru că se ridică până la urmă nivelul de empatie și de inteligență emoțională de care trebuie să dai dovadă în fiecare moment din activitatea ta. Va fi greu pentru foarte mulți, că nu toată lumea poate da dovadă de aceste calități, să zicem, sau să aibă nivelul de inteligență potrivit, dar se vor, nu știu, vor apărea schimbări inclusiv în sistemul educațional. Se vor evalua lucrurile diferit, în așa fel încât lucrurile astea se iasă în față. Și cred că va fi ceea ce va ajuta până la urmă mai multă lume. Da. Nu lucrez în domeniul tehnic, ci în HR. Vreau să spun așa că și evoluția din psihologie și evoluția tehnologică vor avea aceleași pericole pentru umanitate în funcție de valența morală pe care o să o dăm fiecare alegere în parte, dacă ne gândim la image recognition. Tururile de image recognition le pot spune ca să facilitez o conversație, să ajuți pe cineva să interpreteze semnale faciale, să educi, să-i crești empatia, sau poți să reclasezi pe o dronă militară ca să identifici o țintă. Nu tehnologia în sine este bună sau rea. Și până la urmă, soluția pentru ambele tipuri de evoluție ar trebui să fie o zonă de educație morală care să țină pas cu ritmul în care celelalte se dezvoltă. Pentru că greu devine să diferențiem între ce e bine și ce e rău. Și din ce puncte de vedere. Un singur comentariu n-aș pune, adică nu e chiar orice lucru că facem image recognition pe un om sau de pe o dronă care omoară oameni. Nu le-aș pune pe sens, nu le-aș pune pe egalitate, adică nu știu cine face software militar, eu n-aș face chestia asta și cred că n-ar trebui să facă nimeni. Păi că oricâți bani ei, ar trebui să poți zice nu și sunt curios cine face așa ceva. Problema de etică pot apărea și la un nivel mult mai low, cred că ați auzit cu toții de incidentul de la Volkswagen în care ingineri care au făcut tweak-uri la soft, da? Au deservit cerințele unui, din nou, nu unui lider, ci unui boss, unui manager, care probabil că a zis, dacă nu faci chestia asta, te dau afară. Da? Ok. Ce s-a întâmplat? S-a aflat. S-a discutat. Și probabil că alții nu vor mai putea face lucrul ăsta în mod repetat. Da? Întreba colega din audiență mai devreme de influență, de așa mai departe, că putem fi manipulați. Breaking news, suntem probabil de zeci, sute de ani manipulați de către cei care ne conduc într-o formă sau alta, adică cum suntem aware de lucrul ăsta. În schimb, revenind la cealaltă problemă, primul lucru pe care, sau cea mai faină chestie pe care am auzit de la
trainerul meu de product owner a fost bad news doesn't get better with age. Cu cât mizerile le scoatem de sub preș și le punem vizibile la un moment dat, cu atât șansele sunt ca pe viitor acele greșeli să nu se repete, cresc. Da? Ok, s-a întâmplat chestia la Volkswagen, sperăm să nu se întâmple în alte companii. S-a întâmplat la Boeing cu alte probleme legate de soft, sperăm să nu se întâmple altă dată. Acum, în domeniul militar, acolo cred că e o zonă un pic în care, sincer, nu prefer să-mi dau cu părerea, pentru că acolo se întâmplă lucrurile la un alt, la un alt nivel și întotdeauna vor fi găsiți oameni care să facă rău. Câtă vreme tu faci chestia asta din patriotism, hai să zicem naționalism, că poate e mai clar, da? Okay. Nici măcar așa. Da, eu vreau să vă întreb altceva. Câtă lume e programator în sală, să zicem una, sau tester? Ah, super. Și manager sau HR? Ok, deci n-ați ridicat de două mâna. Bun. Eu vreau să comentez ceva legat de ce ziceai tu, Cipri, legat de modul în care lucrăm. Cred că nu o să meargă mult timp să fim angajați 8 ore. Mi se pare o aberație asta cu 8 ore. No. Adică, nu, până la urmă nu suntem sclavi să lucrăm, să fim la dispoziția cuiva 8 ore pe zi. Și, pe nu, dar asta îi, nu? Ești la dispoziția cuiva care te sună și zice, fă aia și trebuie să faci. E o aberație. Ar trebui să fim angajați pe proiect. Eu vreau să fac... Cum lucrez cu meșterii, nu? Dom'le, vreau să-mi faci... Vopsești camera aia. Dacă mi-o face mai repede de două zile sau de o zi, e super fain. Adică dacă eu cer să-mi faci cu tare lucru și mi-l faci mai repede, e testat, e integrabil, toate chestiile, da, dom'le, jos pălăria, te plătesc. Nu trebuie să stau... Nu știu... Hai să mă dau un exemplu și am terminat cu asta. Am un prieten programator bun cu experiență și care îmi zice la un moment dat, băi, m-au întrebat niște francezi în cât timp fac chestia aia. Și eu le-am zis, eu o fac în două ore, clar, dar hai că îi zic două zile, că nici nu mă stresez, două zile. Bun. După care managerul lui din Franța, mă rog, cu cine lucra, face, a, două zile, no, bun, hai că punem o săptămână. Bun, și așa un task de două ore ajunge o săptămână. Ori e o aberație, nimeni nu câștigă din asta, nu mai pierdem timpul. Și ăla ce face? Merge la lucru, dacă era fizic, să uita la monitor 8 ore pe zi. Există câștig, doar că e, acolo e un zero sau. Dar și asta trebuie revizuită. Sau trebuie implicați oamenii astfel încât să nu simtă că îți la dispoziția ta 8 ore. Dom'le, ești pe task-ul ăla și atât. Cred că mai avem aici un... Da, mai trebuie o întrebare. Eu n-am văzut dumneavoastră, nu știu de mele abordate, dar vreau să vă întreb ceva în legătură cu întrebarea inițială cu psihologia. Egel vorbește mult de framework, dar ce se lasă de mult vorbește de zona de mindset, care are legătură așa cu psihologia. Și vreau să vă întreb care sunt lucruri, acțiunile practice pe care le-ați făcut voi când ați trecut la un mindset mai clar, la un mindset și care sunt lucrurile sau acțiunile pe care le-ați făcut ca echipele voastre să treacă și ele la un mindset. Mai avem două ore. Cine vrea să începe? O să începem dacă... Bă, hai să lăsăm și pe Roxana. Mie îmi place foarte mult. Scuză-mă, bine. Nu, dar hai să lăsăm și pe alții. Am vrut numai să știi să clear the air, că să iai ceața cu... Sau pe Bogdan. Cum să spun? Cu toată modestia, să zic așa, cred că o problemă de care sufăr e că m-am născut în, sau, mă rog, am crescut, să zic așa, foarte devreme cu un soi de agilitate. Nu neapărat puteam să pun degetul că e agilitate, dar am avut foarte multă și am în continuare foarte multă pasiune pentru tehnologie, dorința de a descoperi. Vedeam o provocare în orice, încercam să-mi definesc întotdeauna, lucrez în industria asta de 20 ceva de ani, credeți-mă că de cele mai multe ori vedeam job description-ul, probabil când semnam plecarea din compania respectivă, că nu mă interesa în rest. Întotdeauna am încercat să-mi definez ceea ce fac și să mă uit la
ce pot crea, unde pot avea impact. Și asta a fost o chestie care m-a ajutat pe mine profesional, dar m-a și pregătit un pic. Cred că a fost o chestie de genul, am stat toată viața, așa cum pot să o definesc eu ca și profesionist în domeniul ăsta, am stat pe vârfuri. Cred că nu, iartă-mă, dar o să folosesc chestia asta de acum acolo, că mi se pare genială, da? Deci am stat pe vârfuri, tot timpul am fost, ok, care e următoarea mișcare, ce pot să fac? Și m-a ajutat foarte mult. Ei, în momentul în care am avut un astfel de mindset, da? Când întrebați de mindset, de fiecare dată când a apărut oportunitatea de a face lucrul respectiv, am încercat să înțeleg oamenii cu care lucrez și să-i fac să se ridice pe vârfuri. Da? Foarte metaforic vorbind. Nu există o rețetă, adică de asta am întrebat din nou cât timp mai avem la dispoziție, pentru că ceea ce făceam poate acum 10 ani cu o echipă ca să o duc din punctul în care habar n-avea pe ce lume se află într-o situație în care livrează în mod agil produse, cum spunea Chris, da, getting products done sau ceva de genul, da, să le ducă în punctul respectiv. La început poate erau alte așteptări și din partea mea și din partea lor, era mult mai simplu să zic, să motivezi persoanele. Fast forward 12 ani, lumea s-a schimbat. Trebuie să găsim alte modalități în care să-i motivăm. Dar au fost niște prezentări foarte faine astăzi și până la urmă, inclusiv cea lui John, nu știu dacă ați fost în sală, acoperea trei, să zicem, chestiuni importante care motivează până la urmă orice om, da? Dincolo de scop, de alte cele, da? De purpose și așa mai departe. Astea sunt lucruri. Trebuie să identifici ce funcționează pentru oamenii respectivi, ce poți să-i faci să facă un pic de progres. Nu trebuie să construiască rachete din a doua zi, dar le poți seta un North Star, poți să le setezi o viziune și cam asta am încercat să fac. Una nebunească. Țin minte o companie pentru care am lucrat în urmă cu mulți ani, livra un produs la 2 ani de zile. Făcea release pe CD la 2 ani de zile. Prima mea zi, eu am fost în compania respectivă și mi s-a promis că voi face următoarea versiune de cloud a softurilor companiei respective. Am semnat, prima zi de lucru, mă trezesc cu două produse Enterprise Legacy cât în cape. Ce faci cu oamenii aia? Și în prima ședință cu echipa le-am spus, îmi doresc foarte mult să fim în postura în care să facem release de 20 de ori pe zi. Eu, nebun cu minte de DevOps, în fața echipei. Ea s-a uitat la mine și a zis, bă, stai țăcănit, o scăpat de la spital, era ceva spital din ăsta de, mă rog, foarte aproape. O scăpat de acolo, a venit, nu e în pijama, pare îmbrăcat bine, ce-i cu el? Dar am repetat chestiunea asta timp de 3 ani de zile cât am lucrat în organizația respectivă. În momentul în care am plecat din organizația respectivă, echipa respectivă, sau mă rog, ambele echipe, livrau produsul odată la 2 luni, da, nu mai livrau pe CD-uri, erau produse enterprise, nu poți să-l livrezi nici așa real-time, da, în ceva video, dar cu potențial de livrare odată la 2 săptămâni, adică cu cadența de la sfârșitul sprintului. N-a fost o chestie care să se construiască peste noapte, dar am încercat în aia 3 ani, cât am fost acolo, să mă uit să văd ce probleme vreau să rezolv, care sunt stakeholderii care mă pot ajuta să obțin ceea ce am nevoie. M-am dus pe toate canalele lăturalnice ca să obțin pentru echipa mea ce am nevoie de la acei stakeholderi. Am încercat să mă uit să văd cum pot să-i motivez și pe ai mei, cum pot să-i motivez și pe ceilalți. E o chestie care, dacă nu ești făcut pentru asta și nu ești pregătit să investești o perioadă semnificativă din viața ta în construirea unei echipe, în creșterea echipei respective și în susținerea ei. Cred că la prezentarea ta era cu storming, forming și alte cele. Hei, este foarte ușor în ziua de astăzi, ai ajuns acolo în performing și să fugi în primul pas. De ce? COVID, work from home, Zoom și Meet și alte cele, da? Multe lucruri care au fost la baza și la cum să zic, au fost din ADN-ul echipei respective, a dispărut. Trebuie să reintri în procesul în care întreții echipa respectivă. Da? Părerea mea este că nicio echipă nu poate fi adusă din stadiul de, așa, acum ai adunat și ai angajat și vrei să-i pui la treabă, într-o echipă solidă, numai puțin de 6 luni de zile. Poți avea rezultate după 2 luni, după 3 luni, poți avea noroc și să fie după luni de zile, dar trebuie să fii pregătit să investești, ca și project manager, ca și scrum master, ca și companie în primul rând. Altfel n-ai cum să o scoți la capăt. Adică nu lucrezi direct cu indivizii.
Să... Și Bogdan, după aia tu trebuie să preiei. Foarte legat de ce ai zis tu. Eu am văzut un challenge tot timpul și asta mi s-a părut foarte greu și cu mine și pe mine să pot să mă scot din mindset-ul ăsta și oamenii în general din echipe, să poți să vezi oportunitatea în ce vine către tine. În general vedem riscuri, vedem probleme, vedem, aoleu, ce task de căcat, mă scuzați, dar foarte des aud asta, tehnologia, mulțumesc, tehnologia, chestia asta și asta ne frânează foarte mult. Eu cu asta am lucrat în general pe lângă alte metode, cu asta am lucrat constant, să vedem oportunitate în taskurile pe care le avem și ce putem să învățăm de acolo și cum putem să creștem. Și dacă nu reușim să vedem nicio oportunitate, atunci e mai bine să ieșim din contextul respectiv, dacă se poate. Dar asta mi se pare un element de agile mindset. Să pot să văd că e ceva acolo. Și asta te ajută și când primești... am auzit asta la un moment dat, un manager vine, se angajează, vede echipa și după o săptămână zice, vai, de echipa asta e varză, eu nu pentru asta am semnat poziția. Păi nu, tocmai de asta ai semnat poziția. Vezi oportunitatea ta în această echipă. Asta e răspunsul meu. Eu aici o să vin cu niște date super specifice. Am zis și dimineață că m-am lovit de Agile la 1 iunie 2006 și am adoptat, da, am, da, vedeți ce relaxat am devenit când povestesc de chestia asta. Și am, mindset-ul l-am adoptat în 2 iunie la ora 6 după masa. Nu, glumesc, dar noi am povestit, cred eu, cu Dan într-un podcast, că și acum ne aducem aminte și mai râdem câteodată pe parcursul evoluției noastre, că foarte mulți ani am petrecut, am evoluat împreună, că am scris noi și eu am niște articole acum mulți ani cu un scrum, un mini waterfall și acum când ne uităm la chestia aia și sau zici cineva lângă noi chestia asta, așa fac direct gestul, așa ca și cum îmi fig un cuțit în inimă și îmi rotesc aici, mă rănește destul de tare. Deci nu a fost rapid, deși eram, nu știu, pasionat și am încercat și am mers și a fost vorba de multă muncă și cu, să zic așa, cu mine, chiar dacă am fost super deschis, ca acum, cred, 6 ani, să-mi dau seama că eu vorbeam, predicam, ghidam, conduceam echipe în mindset-ul ăsta, dar când a fost vorba să fac eu ceva pentru mine, am fost super departe. Deci exact în era conferința Agile Mammoth Games acum 6 ani și mi-am pus eu un target undeva prin noiembrie sau decembrie, ceva de genul ăsta, deci cu destul de mult timp înainte de conferință, să îmi lansez blogul propriu. Și am început să studiez WordPress, dă-i, îmi scrie și tu acolo 2 linii de cod în WordPress, eram super fericit că am scris 2 linii de cod, nu-i cod, că e script acolo. Și am design-uri, am luat să arate cât de bine și așa, și mai erau încă vreo 2 săptămâni până la conferință, deci mă luptam seara de vreo 2 luni jumate cu treaba asta. Și am avut așa un moment din ăsta de revelație, ceva de genul, bă, dar tu de ce faci ce face popa și nu ce zice popa? Adică eu ziceam cum trebuie făcute lucrurile, dar nu le-am făcut așa. Și în momentul ăla, nu, ce am făcut, am ras tot jos, deci efectiv am șters tot ce am făcut până în momentul ăla și în 3 ore aveam un blog cu primul articol care era scris de 3 luni și pe care am vrut să-l pun acolo. Și, de fapt, a fost unul dintre momentele marcante pentru mine a ceea ce înseamnă să te gândești dincolo de, efectiv, cum faci niște lucruri, ci la ce vrei să obții cu lucrurile respective. Și ăsta a fost deși era acolo în speech-urile mele și în asta, un mindset așa, un mindset change mare, personal. Ei, exact lucruri de genul ăsta încerc întotdeauna să le explic și celor din jurul meu și colegilor, dar observând la mine cât de greu a fost și care am fost deschis, sunt conștient și că durează super mult. Nu, faptul că am schimbat abordarea de la a avea ceva cu un design super fain, super perfect și așa, la o idee super simplă, funcțională, care să-mi valideze mie și să-mi obțină mie rezultatul. Deci eu vreau să am un articol pe blogul meu pentru un motiv care exista doar în capul meu, nici acum nu mai aduc aminte care era motivul, dar era foarte bun.
Nu, nici măcar, nici măcar la calitate. Deci, blog, da, blog arată super ok, încă e același blog. Nu intrați pe el până nu-l mai aranjez un pic. Dacă vreți să nu intrați pe el, bondan.ro e blog. Da, schimbarea a fost momentul în care m-am hotărât să fac exact ceea ce predicam și să o iau pe bucățele mici. Adică să mă uit la scop, să apară articolul, nu să mă uit ca site-ul să, da, nu să mă uit ca site-ul să fie perfect, cu structură, cu o secțiune pentru nu știu ce, care nu o să fie folosită niciodată și lucruri de genul ăsta. Nu, da, nici măcar n-aș putea să zic că m-am oprit, că am mai făcut de-a lungul timpului când am mai simțit nevoia să-l mai updatez. Dar ce vreau să zic cu chestia asta, că chiar și pentru cineva care face de ceva vreme, există tot timpul, asta e interesant, deci tot timpul există niște momente din ăsta de aha. La început vorbești de Scrum, după care vorbești de nu știu ce, după care îți dai seama că de fapt nu trebuie să vorbești de chestiile astea, ci trebuie să vorbești de faptul că, bă, de fapt ce problemă încerc eu să rezolv aici, care e problema, care e outcome-ul. După care îți dai seama că, bă, dar de fapt stai că nu-s numai eu în joc, că eu de fapt trebuie să vorbesc și cu ăla care îmi dă bani și m-am dus la soție și îmi dai 5 lei să-mi iau un hosting, da? O temă pe WordPress, da? Deci, tot timpul partea asta e interesantă, evoluează și evoluează în funcție de context, de cât e de mare mediul unde o aplici, de echipele cu care lucrezi și trebuie să găsești exact mesajul care e potrivit. Eu am și dat aici câteva exemple destul de specifice, dar e mult, mult prea vast și mult prea multe posibilități de abordare, dar un lucru întotdeauna îl fac cu siguranță. Întotdeauna mă întorc la basics, chiar povesteam și dimineața de chestia asta, deci mă întorc la basics. Care sunt principiile, care sunt valorile, ce încerc de fapt să o rezolv aici și când simt că m-am împotmolit, mă întorc acolo și o iau de la început cu chestii simple. Ce vreau să... Super fain ce ai zis, Bogdan. De fapt, tu ai cumva o chestie, mai ales că tu nu scrii toată ziua cod, adică cumva mă gândesc că nu... Deloc. Să vă dau un exemplu, ce, mă rog, butonam eu la Stream Events să fac un prototip, o chestie cu, mă rog, TMP și alte tehnologii. Gândiți-vă la fluxul video de sunet și controlezi tu efectiv până la urmă. Și la un moment dat, că asta e fain în programare, că la un moment dat te oprești, te blochezi, domnule, nu se poate. Nu găsești pe Stack Overflow nimic, poți să întrebi ce GTP-ul, nu-ți răspunde nimic. Deci efectiv ești în poziția în care nu ai, deci faci o chestie care nu găsești soluție, nu găsești pe web. Și atunci începe să fie de fapt fain, că începi să cauți. Și ce e iar interesant e că orice soluție, de fapt, poate fi găsită, doar cere timp. S-ar putea să mă fac într-o oră, s-ar putea să mă iei două zile. Dar tot se poate rezolva. Orice chestie de asta se poate rezolva. Și asta e o chestie acum recentă, am avut la revelația asta. Adică, cam orice problemă aveți, se poate rezolva, puteți numai în cât timp o fac. S-ar putea să alții fac mai repede, o fac poate mai încet. Și da? Nu că dacă o faci tu, tot mai ai. Nu, dar... cumva, de-o faci tu, că nu vrei... Că costă timpul tău. Că te costă timpul tău, da. Nu mă sunt, dar... Da, dar e cea mai faină chestie ca programator, adică să găsești chestii care nu găsești că e un răspuns și am dat, vezi că, uite, merge. E fabulos. O mică intervenție foarte scurtă de data asta, apropo de căutare pe Stack Overflow. La mine secvența e următoarea. Caut pe Google, care mă duce pe Stack Overflow, ChatGPT și dacă nu găsesc soluția, întreb pe soția mea, că ea știe garanta pe toate. Bun, revenind la întrebarea... E ok. Își încarcă bateriile. Bun. Da. Revenind la întrebare, da? Punctual, pentru că mi-a dat seama, dat poate un răspuns prea generic și cum a spus și Bogdan, sunt foarte multe situații, foarte multe contexte și e foarte greu să le articulez pe toate, dar cred că e foarte important întotdeauna ca și echipă care vrem să devenim un pic mai agile, să ținem minte un principiu foarte important și anume să ne concentrăm pe problemă, nu pe soluție. E foarte normal ca o echipă să devină îndrăgostită de soluție și totul să fie în jurul ei și atunci se duce în aibii toată agilitatea. Da? E mai importantă problema și modul în care ceea ce facem rezolvă problema respectivă, să nu ne fie teamă dacă dintr-o dată nu mai rezolvă sau s-a schimbat problema, să aruncăm totul și să refacem. Tot referitor la problema, la întrebarea de mindset și cum îl inoculez. Și tot scurt, nu? Da, tot scurt, da. Așa. Foarte, foarte pe scurt. Un lucru care a funcționat pentru mine și pentru echipele cu care am lucrat a fost să-i scot din contextul în care, nu știu dacă era o echipă cu
cod legacy, unde nu puteai să vii cu schimbare așa dintr-o dată, să-i scot din contextul lor cu un hackathon, cu un eveniment on the side, o chestie satelit, unde încercam să-i învăț încet, încet chestiuni sau să le schimb un pic mindset-ul și după aceea ei erau cei care schimbau abordarea pe produsul ăla principal care era cum era. A fost suficient de scurt. Foarte, foarte scurt. Ok. Dar nu mă ascult ce am de zis. Vă ziceam, cei care s-au fost aici mai devreme, că pe lângă tot ce înseamnă IT, am și un business cu săli. Săli de sport, din Cluj. Și ascultând ce se discută aici, mă gândeam la parcursul nostru în sală și mi-am dat seama și, de fapt, prezentarea pe care trebuia să o iau în 2020 aici era legat de cum aplicăm Agile în sală. Cred că e relevant pentru ce povestim acum. Noi am reușit, practic, să implementăm un mindset Agile pentru niște antrenori care lucrează într-o sală de sport. Am pornit de la ideea de... Și mi se pare că mindset-ul ăla e important. Apropo de ce zicea Bogdan cu blogul pe care a încercat să-l construiască și să-l facă perfect, versus că după ce l-a șters și a creat practic o primă iterație. Noi am pornit, gândiți-vă la, în discuția asta, cu oameni care nu s-au lovit niciodată de concepte de agile, de delivery, de câte ori mergeam și începeam să vorbim, bă, ar trebui să facem chestia aia, începeam very waterfall-ish, bine, păi ca să punem un antrenament pe tablă, ne trebuie cuie, ne trebuie perete, ne trebuie tablă și hai să le planificăm. Și schimbarea de mindset s-a văzut în momentul în care am ajuns în pandemie, și de pe o zi pe alta am aflat că sala se va închide. Și noi am fost printre primele sau chiar prima sală care a reușit să mute antrenamentele afară și care a reușit să scoată un program de antrenamente online de pe o zi pe alta, primul antrenament l-am avut. Dar am reușit după aia iterativ să mai adăugăm încă două zile, încă o săptămână, încă o săptămână și încă o săptămână. Și cred că, de fapt, asta e marea schimbare și marea adoptare a Agile-ului, momentul în care conștientizezi de ce îl faci și cu ce te ajută să ai iterații mici. Dacă tot vorbim de Agile, de data asta numai eu singur, deci nu fără echipă, tot așa vinea pandemia și aveam IT Days-ul și trebuia să se întâmple. Și cumva de la un proiect care a început ca un experiment în vară prin iunie-iulie, până la urmă, până noiembrie, am reușit să-mi fac platforma. Bineînțeles că nu era super state of the art. Au fost niște probleme de logare în prima parte a zilei. Cred că Dan știe. Dar până la urmă a mers. Tehnica abordată a fost testarea în producție. Da, n-aveam cum altcumva. Da, deci, Dan tot de bine că testez în producție. Tot timpul, oricând ai un eveniment, e o metodă de a testa produsul până la urmă, nu? Dacă asta altcumva n-ai cum să strângi 100, 1000 de oameni care să... operator și am... Da. Okay. N-am știut că sunt testat. Dar până la urmă a ieșit. Adică altcumva n-aveam cum. Deci ideea e că se corect. Poate. Și cumva pandemia până la urmă a fost, hai să spun așa, a fost o chestie interesantă. Ne-a forțat să ieșim din ceea ce făceam. O să comentez ceva referitor la chestia asta. Da, o să încerc să fiu scurt. Am fost ca și Dan moderator la conferința respectivă și da, rolul meu în companie este CTO, adică tehnologie, alte cele. Mă uit la platforma făcută de Ovidiu, sunt pe scenă și am o responsabilitate față de cei care ne urmăresc, nu-i vedeam, da? Da, eram într-o sală, mă uitam la cameră și trebuia să știi Wave and Act Cuddly ca pinguinii din Madagascar și să nu mă intereseze ce se întâmplă backstage unde totul crapă și îmi scrie lumea că nu merge și așa, așa. Dar din punct de vedere tehnic am văzut chestia respectivă ca un failure și în drum spre casă, mai puțin, în drum spre casă mergeam cu Ovidiu și nu vreți să știți că l-am făcut cu sare și oțet referitor la platforma lui, da? Ca după ceva vreme să discut cu colegii mei care erau online și au urmărit toată treaba și au mai fost probleme, dar am mers. Da? Ei erau utilizatorii. Eu din spate, omul tehnic, ziceam, bă, dar stai că, dar nu-ți mergea, dar nu mergea. Nobody gives a shit. Bip. Da? Nu
dă nimeni doi bani pe niște chestii care e mintea noastră de multe ori și avem impresia că dacă nu le facem, nu o să meargă. Asta nu înseamnă că nu am făcut și anul următor același scandal, Ovidiu, când aceleași lucruri nu au funcționat. Da? Adică e important să dai feedback. Ok. Ca să faceți o imagine, conferința începea la 10 și până la 12, unii care nu s-au legat până la 10 nu s-au mai putut loga. Și telefonul meu suna în continuu și eu stăteam acolo live să găsesc soluția, făceam commit în producție. Dar ideea e că până la 12 am rezolvat-o, după care după aia e liniște, după aia a fost super ok totul. Da? De câte ori puneam mâna pe microfon, îmi tremura mâna, așa, zicea, oare ce se mai întâmplă? Pentru că la calculatorul de lângă mine și care nu se vedea pe cameră, era Ovidiu și în spatele lui că trei, așa. Și Ovidiu programa în timp ce eu vorbeam și se presupunea că erau alții care urmăresc fluxul frumos video da, al... Unul s-a dat. Da, deci era... Bun, bun. Nu știu dacă e neapărat o întrebare, vreau doar să confirm faptul că bucur tare mult să aud cuvinte de genul neuroscience sau mindset, pentru că eu tocmai am ținut workshop-ul de Connecting Minds cu tema mindfulness și vreau să mai repet ceea ce am spus și la workshop. Nevoia asta mare de a te conecta și de a fi prezent într-o lume din ce în ce mai agilă și din ce în ce mai rapidă, în care toate se întâmplă cu o rapiditate în care nu ți-o poți imagina acum sau mai târziu, cine știe, abilitatea noastră de a fi prezenți și centrați asta ne ajută, este singura care ne poate ajuta să reușim să fim eficienți și să putem să livrăm niște rezultate, pentru că de undeva de acolo de sus este, apropo de bias, negative bias, iar nu suntem născuți cu negative bias și experiența asta umană cred că ne ajută să le depășim. Adică cândva în evoluția umanității era foarte important să vezi că este un leu sau este ceva ascuns undeva, dar capacitatea noastră de a conștientiza acolo nu este niciun leu, acum nu mai este niciun leu, nu este niciun pericol și este doar mintea noastră și capacitatea de creierului nostru pe toată durata vieții, nu doar în copilărie, de neuroplasticitate, adică în orice moment al vieții putem să ne reprogramăm creierul să gândească pozitiv și să fie conștient de experiența sau de gândul negativ pe care îl avem și să-i spunem, ok, este acolo, tocmai gândesc că este un pericol, că șeful meu vrea să mă manipuleze, dar, dincolo de asta, este tendința noastră de a transcende acest mindset negativ cu care ne-am născut și faptul că avem 85% din cele 70.000 de gânduri sunt negative, sunt repetitive, așa, și în lumea asta agilă, din ce în ce mai agilă, totuși nevoia noastră și capacitatea de a fi still, de a sta liniștit, și noi am făcut niște exerciții minunate de conexiune unii cu alții, pentru 5 minute, 5 minute ne ajută să repornim o echipă, să repornim o strategie, să repornim o structură și eu țin aceste workshop-uri de mindfulness acum aici și mă bucură tare mult, dar le-am ținut în acum mulți ani, adică mulți ani, să zicem 7-8 ani, cu 300 de lideri din companii de biotech sau altceva în Viena, unde sunt. Și mi s-a părut așa science fiction, iar faptul că sunteți acum aici și discutăm și ne conectăm și sunt lucruri extraordinar de simple și accesibile tuturor, cred că este minunat să le conștientizăm. În primul rând că mintea noastră este neliniștită și că asta e ok. Și că tot noi putem să o aducem aici foarte centrată, prezentă, și de aici să pornim într-un nou proiect sau într-o nouă după-amiază. Da? Ce părere aveți? Cum se împacă agile-ul cu mindfulness? Foarte bine. Cu siguranță foarte bine. Eu nu văd asta într-un an.
Văd că lumea e agile, lucrează mult, nu mai are timp pentru mindfulness. Așa e? Mai de ce? Informal, sunt exerciții. Mai mult timp să ajungi undeva. De fapt, tu ești în mindset de agile. Îmi dau timp să ajung undeva, prin cicluri, prin stop and observe și așa mai departe. Poate faci prea liber pe oameni după aia. Asta e ca și chestia când m-a lăsat de fumat. Știi? Aveam prea multă energie, nu știam ce să fac cu ea. Și poate pățești la fel, adică îl faci pe om, îi dai un exercițiu să-l liniștească, nu? Și după aia o să zică, domnule, dar gândesc prea bine, știi, nu? Ce să, mai că le fac prea repede pe toate, îl încurci până la urmă, știi? Da, și nu, așa. Da, adică... Nu, devii din ce în ce mai creativ și mai da. Focusat, pentru că la fel și cu acel workshop cu sute de oameni, a fost despre focus. Da? Deci înaintea ședinței de 300 de oameni, ei au dorit să înceapă ședința de leadership din toată Europa și zona EMEA cu mindfulness. Pentru ca să fie focusați pentru o jumătate de zi. La ora 12 am reluat cele 15 minute. Deci, s-a făcut. Hai zic că le dai prea mult, poate le dai prea multă energie. Se pierde. Da? Mulțumim mult. Haideți să vedem și alte întrebări. Vă invit să puneți întrebări. Încă o chestie legată de ce o zis ea. Încă o chestie. O chestie cea mai simplă, nu? Seara mai bei o bere, nu știu ce. Bun. Stați o săptămână fără să beți alcool. Vedeți cum vă simți? Eu am pățit asta odată. Da. În companiile mari, cu cât în companiile mari, la vreo de senior management, practic care e valoare? Nu am ușor să fie asta, nu? Dar se coboară și se ajunge încetul către echipele Scrum sau ce tip de framework practic, care trebuie să fie agile. Undeva trebuie să se facă o tranziție de la waterfall către agile. Nu? Cum se poate face o astfel de tranziție? Unde ai waterfall cu planificare, cu termine stricte, și dai agile-ul mai libertin din punct de vedere a deadline-ului. Bună întrebare. Poți să încep eu? Da. În primul rând mi-a plăcut mimica ta. Water for agile și cum faci... cum faci trecerea. Și, da... poate că se întâmplă așa, dar nu e chiar ceea ce ar trebui să se întâmple. Adică e foarte greu în momentul în care există un plan acolo sus și care trebuie respectat, tu, la nivel de echipă, să mergi în iterații, să ții cont de user, să schimbi direcția. Ce direcție să schimbi dacă de sus e dictată direcția clar? Și atunci e foarte greu. Dar, din păcate, foarte multe din transformările agile se întâmplă exact așa. Adică merge cineva într-o organizație și zice, hai să testăm cu o echipă, și ia echipa respectivă și zice, voi de astăzi sunteți agile, noi restul, continuăm, noi facem ce avem de făcut, dar voi sunteți agile. Partea interesantă e că mindset-ul și metodologia, numai mindset-ul, trebuie să schimbe la nivel de întreagă organizație. Și aici vorbim de escalare. În momentul în care scalăm, și nu mă refer la ca și număr de echipe, ci ca scalăm în organizație, trebuie să avem grijă ca toate layerele să fie prinse în cum facem o planificare de roadmap, de cum adaptăm, cum schimbăm, roadmap-ul să fie o direcție, numai nu un commitment sau un plan bătut în cuie, cum ne facem strategiile de vânzări, atunci când se stabilește planul mare să fie toți implicați, exact ce ziceam mai devreme. Și dacă e numai la nivel de echipă mic acolo, hai să zicem așa, cel mult o simulare și o spargere a unui plan bine făcut în iterații de 2 săptămâni, inclusiv aia ajută, că tot în momentul în care spargi lucruri în bucățele mai mici, șansele să li dai erori și așa sunt mult reduse. Dar în niciun caz nu vorbim de agile. Adică nu vorbim de un proces în care testăm lucruri, dăm end-user-ului, învățăm din ele, schimbăm direcția, adaptăm planul, testăm piața. Chiar am auzit un exemplu foarte fain acum într-o prezentare de la Amazon. Acum toți suntem familiari cu Amazon și am avut o prezentare de la ei în care
am fost întrebați dacă știm câte experimente rulează în fiecare zi pe pagina lor. Și deși eu bănuiam că sunt multe, deci unitatea mea de măsură era multe, unitatea lor de măsură a fost mult mai specifică, deci în jur de 300 de experimente pe zi, deci în fiecare zi găsești pe pagina lor, mă întreb cum ar funcționa asta într-adevăr într-un environment unde tot e bătut în cuie, pentru că vorbim de experimente. Și foarte mult în zona Agile merge pe bază de experimente și învățat și iterat și schimbat de direcție și renunțat. Deci exact ce-o zis Cipri mai înainte, sunt momente în care, și asta e cel mai greu, ai făcut o chestie și vezi că nu merge, nu are impact, o return of investment pe care ți l-ai dorit, să zici, bă, stop joc, aruncăm la gunoi, nu mai băgăm bani în chestia asta, că it's useless. Foarte, foarte rar se întâmplă lucrul ăsta. Și atunci schimbarea trebuie să fie în toată organizația. Da, schimbarea trebuie să fie făcută top-down și nu bottom-up. Dacă la bottom-up, mai sunt și entuziaști, sunt mulți care au auzit de aici, le place ideea și încearcă să implementeze chiar ad hoc, să se constituie pe echipe Scrum sau să urmeze niște practici agile. Însă dacă la top, acolo, mindset-ul și modul de lucru și este tot unul, trece un waterfall, trece unul clasic sau tradițional, nu ai cum să ai o organizație agilă. Problema e că pe cei din managementul executiv îi prinzi. Îi prinzi în training-uri. Pe de o parte, e foarte greu să-i prinzi pe toți în același timp liber, timp de o zi, două zile, măcar să faci un training, să-i spui care este rolul lor în toată această transformare. Și în al doilea rând, îi prinzi pentru că cred că nu au nevoie. Adică, din perspectiva lor, e pentru toți ceilalți. Deci facem training, bugetul de training nu e pentru ei, nu e pentru CEO, CTO, CFO, nu, ei deja știu lucrurile, bugetul de training e pentru toți ceilalți. Ori, în cazul de transformare agile, trebuie acolo făcut și vorbit foarte mult, pentru că dacă nu este susținere din partea de sus, lucrurile vor fi doar o struță plăbilă care vor merge într-un fel sau altul, mulți o să zică, am zis noi că nu o să funcționeze aici, sau ce o să spună, merge mai prost ca înainte, lucruri de genul acesta și e... Dar trebuie și tradus top-down, nu? Adică altfel îi zici unui, nici nu știu, unui da, director, corect, altfel corect, zici, corect. Da? Sigur, dar sigur, sigur. Asta nu se întâmplă, se trimit niște... Nu, dar sunt niște programe specifice, sunt niște modalități specifice pe care se fac lucrul ăsta. E o carte a lui Klaus Leopold, extraordinară, care se numește... Da. E, și care vorbește despre lucrul ăsta, de nivel de agilizare a unei organizații. Dar Klaus Leopold, căutați-vă Klaus Leopold cu capa, cred că Agile Thinking sau ceva de genul, foarte, foarte bună carte pentru partea asta. Da. Și povestește și el foarte bine acolo de provocările pe care le are în a implica managementul executiv în astfel de program. Altă problemă e că, de fapt, nu lucrează în echipă. Câtă lume trebuie să fie pentru echipă de geară? Doi oameni? Doi oameni pentru că, da, și nu ca să consider o echipă, nu trebuie să ai doi oameni. Ești cu power of one. Foarte scurt, dacă poți. Nothing to do with business ability. Cartea, de exemplu. Foarte. Dar ceva foarte scurt se poate? Așa, bun. Cred că cel mai bun lucru pe care poți să-l faci într-o astfel de organizație este să obții o transformare la nivel de upper management, la nivel executiv, a modului în care se trasează lucrurile, să zic în general, de la a trasa traseul la a trasa direcția. Ai nevoie, adică e normal ca la nivel superior într-o organizație, într-o multinațională, să fie niște obiective, KPI sau OKRs, ce vrei tu, da? E ok să fie setată direcția, da, mergem în stânga sau în dreapta, dar nu exact fiecare pas pe unde o luăm și ce trebuie să facem și cum facem să ajungem acolo. Și atunci, cel puțin la nivel de, să zicem, poate un pic mai micro, da, se poate aplica tot ceea ce ați învățat sau veți învăța despre Agile, pentru că ai libertatea de a decide, în primă fază, pași mai mici. Adică nu o să ai libertatea pe care au echipele cu adevărat agile, da? Pentru că organizația nu e pregătită, pentru că sunt riscuri foarte mari, pentru că tu ca și product owner, scrum master, care vrei să ajuți echipa respectivă, nu vrei să-ți asumi așa ceva, da? Adică
să vă ferească cine vă poate feri de ambițiile alea, că las că facem și dregem. Been there, da. Și se poate să dai foarte tare cu, știi, cu capul de pământ și să te trezești la realitate. Dar dacă cel puțin ți se setează direcția și începe așa cu pași mici să faci schimbări, după aia pașii vor fi mai mari. Pentru că obții capital de încredere. Vor vrea alte departamente, alți oameni, alți stakeholder să se asocieze cu povestea de succes. E până la urmă tot o chestie insight, dar nu înseamnă că trebuie să o faci numai într-o limită din ea de boundaries în care să zici tu faci Scrum sau Agile în interiorul unui waterfall. Nu. Faci în continuare Scrum, faci în continuare Agile cu adevărat, dar pe chestiuni un pic mai mici, nu pe tot ce înseamnă un business. Doar o chestie aș adăuga, și pentru că mi se pare relevant, e o foarte mare diferență între a implementa un full agile într-o companie de produs versus într-o companie în care lucrezi pentru alți clienți. Și acolo cred că e exact ce ziceai tu mai înainte, sunt mici bucăți pe care poți să le implementezi și pe măsură ce îi câștigi încrederea clientului și demonstrezi că funcționează și îl convingi să vină în barca ta, o să funcționeze din ce în ce mai bine. Eu aș mai adăuga numai ceva. Sper că nu mai există waterfall în definiția waterfall-ului și că s-a transformat numai în deadline. Și atunci, dacă nu mai vorbim de waterfall by the book, adică gândim tot înainte, planificăm, după aia executăm, după aia livrăm, ci s-a transformat numai în trebuie ceva să fie gata până 6 aprilie, atunci cred că se mai poate lucra pe niște căi agile pentru chestia asta. Și atunci, măcar dacă am putea obține în situații de genul ăsta, North Star-ul și data, și după aia vedem noi cum ajungem acolo. Și sper că mai sunt puține business-uri în care chiar vorbim de waterfall-ul ca la carte, cu care chiar nu ai cum să te întâlnești. Și practic promiți că... de fapt, da. Păi poți să promiți, nu ai ce să faci. Păi asta mă gândeam, că practic ce se întâmplă, tu ai o dată fixă, nu? Și păi vedem ce feature intră în data aia. Exact. Poate nu intră toate. Nu poți controla. Eu sunt foarte curios dacă intră mai multe și de câte ori se întâmplă asta. Aș fi foarte curios de chestia dacă asta. Dacă faci un product management foarte bun, ar putea să intre mai multe. Păi nu are legătură cu product manager, are legătură cu echipa. Și cu dacă... productul. Păi nu, dar aia e chestia. Dacă echipa simte că are avans, mai lucrează sau zice, ok, hai că o lăsăm mai moale, că e gata? Păi acum tu aveai exemplu cu 2 ore, 2 zile, deci... Nu știu. Mai înainte l-ai dat. Ți-ai dat răspuns. Mi-am dat, nu mai știu care. Ok. Ajunge la ideea că cineva de mai sus nu are timp. Dar persoanele de mai sus, că-s VP, sunt convinsă că și o companie nu vine să stea să face mediu atunci când face care altă treabă, dar aud foarte puțin mai mult, ei nu au timp. Păi cred că și golurile lor se alinează cu golurile oamenilor din echipe, cu oamenilor de mai sus. Cred că și golurile lor bază spre aceia care merg cu aceeași companie, că dacă nu cred că n-ar fi în compania respectivă. Și mi se pare, cred că e a 5-a oară când am auzit-o și aici și zilele trecute, persoanele de mai sus nu au timp să stea, nici să vadă ce metodologie, nici să vadă cum pot să contribuie, mai mult, nu au timp să stea să ne ajute cu ce avem noi nevoie sau cu ce avem echipa nevoie sau direcție sau orice. Și aici, pentru mine, este un mister. Pot să zic eu că n-am timp. Eu cred că ce se întâmplă este o hiperinflație a muncii pe persoanele care performează și care, dacă performează, în momentul în care vine cineva și zice, și nu e a mea ideea asta, cred că am auzit-o săptămâna asta printr-un podcast undeva, zicea că în momentul în care vine cineva și își propune un proiect nou, tu automat zici, acum sunt ocupat, dar peste 2 luni o să mai fiu ocupat. Și atunci iei proiectul ăla de peste 2 luni, pentru că faci o proiecție optimistă că o să reușesc să mă descurc cu ce am acum și o să am timp. Și atunci te încarci inconștient până când nu mai poți. Asta e ca și meșterii mei. Am niște meșteri care mi-au zis, băi, n-aveam timp, dar uite, îți luăm lucrarea ta că îi amânăm pe aia cu nu știu câte zile și rezolvăm. Așa se întâmplă. Da. Păi nu, că acolo trebuie să ajungem la ideea de meșter. Luăm proiectul, facem, mergem mai departe. Și gata.
timp la 12-6 luni, indiferent OKR, indiferent cum, și ei sunt implicați și golurile lor sunt aceleași cu al meu. Deci, Da, cred că unul, ori nu știu, ori scopul lor e altul în firma aia. Asta cred. Pentru că business-ul are tot interesul să vorbească cu tine ca să întâmple proiectul. Ori presupun din ce zici tu că ori scopul lor e de fapt numai să aducă alte proiecte și nu interesează cum se rezolvă și aia e proiectul, e sarcina ta, ori, nu știu, cumva, cred că undeva, că e clar că dacă tu ești owner, sau mă rog, ești responsabil pe o chestie, scopul tău să rezolve aia, altcumva. Adică n-are sens să nu se implice decât dacă nu-i treaba lor. Sau nu neapărat la nivel de apri, hai să zicem proiectul acesta să-l deliver în producție. Nu despre asta, ci despre nivelul de a să schimbăm strategia, să mergem să facem aici. Deci și pe mine, la nivelul nu știu care de VIP, m-ar interesa, s-ar putea să fie vreo mare, hai că poate chiar m-ar interesa că deja Răspunsul meu scurt, părerea mea personală, e că business-ului clar nu-i place agile-ul, pentru că nu poate trage liniuțe. Bun. Da, noi putem să le explicăm că... Dar, de fapt, noi ce le zicem, s-ar putea să-ți dăm sigur, dar feature-uri mai puține, așa, decât să ți-l facem complet. Că, eu așa cred. Acum, eu am norocul ca noi să avem un VP foarte fain. și... Poate. Pui pe da, chiar am avut o prezentare și nu, cred că am scris și un articol legat pe chestia asta. Nu e vorba de ce zicea Dan, timpul ăla de o zi, două sau așa, ci părerea mea personală e că atunci când e vorba de o transformare, deci nu neapărat de o implementare de la zero, încât se adună toți, hai facem așa și vedem cum merg lucrurile, este un context foarte mare. De obicei în companiile, să zic, în companiile mari, medii mari, și lucrurile au mers într-un anumit fel până în punctul A. Da? Și oamenii ăștia care au fost ajuns acolo au avut succes mergând lucrurile într-un anumit fel. Și ei, practic, se bazează foarte mult pe modul în care făceau lucrurile până în momentul respectiv și au foarte mult firefighting de făcut. Da? Deci foarte mult adună problemele de sub ei și încearcă să le prioritizeze și de multe ori sunt mulți care nu știu să zică nu și atunci adună prea mult pe ei, sunt mulți care nu știu să delege, sunt mulți care n-au unde și la cine, din păcate, și toți factorii ăștia se adună și se bazează că, da, uite-te, eu am făcut lucrurile până într-un fel și cineva mi-a vorbit o jumătate de oră sau am citit un articol fain și am văzut că Agile îi răspuns la unele dintre problemele pe care le avem și am o echipă super competitivă, bateți-vă voi capul cu Agile și de fapt noi nu apucă să intre în profunzimea aia în care să înțeleagă că de fapt ei schimbarea nu e suficient să înceapă cu ei, ci trebuie să fie parte activă din schimbare. Și acolo există un anumit blocaj. În momentul în care înțeleg că e mult mai profundă transformarea asta și că e o schimbare de mindset față de cum făceau lucrurile până în momentul ăla, pentru că trebuie să înceapă să gândească un pic altfel. Tu, în momentul în care gândești în termen de uite, ăsta e planul, bugetul, am bugetul pe, mai angajez 6 oameni, am mai livrat 7 linii de cod, PNL-ul îmi zice ce îmi returnezi tu de banii ăștia, eu înapoi îți dau $7 în 3 zile, totul e bătut acolo și scris în cuie și vine după aia unul meseria și zice băi, ia nu mai arată bine bugetele astea, de acum să setăm niște outcome-uri și noi o să le atingem outcome-urile alea într-un fel sau în altul. Și acum adică într-un fel sau în altul? Îmi zugrăvești toată casa, îmi zugrăvești numai o cameră. De fapt, ce se întâmplă acolo? Și contravin cu multe dintre principii. Se schimbă niște paradigme. Adică nu e așa simplu că ai schimbat numai faptul că livrezi soft la 2 săptămâni. Se schimbă modul în care faci bugetarea, se schimbă modul în care, exact cum ziceam, faci marketing, faci sales. Și, practic, trebuie să reînveți anumite lucruri. Și în momentul ăla trebuie să apară un click în capul liderului respectiv și să realizeze că e momentul ăla de relearning, unlearning, relearning și pentru care trebuie timp. Oricât de experimentat ai fi pe o chestie, poate că o prinzi mai repede dacă depinde de skill-urile tale și așa, dar tot îți trebuie timp să o adopți. Și timpul ăla se ia din altă parte și atunci apare trade-off-ul. Are foarte mult, dau din nou exemplu, are foarte multe focuri de stins. N-am timp să stau
două zile, n-am timp să stau o jumătate de zi împreună cu un consultant care să-mi explice exact de unde pornesc și cum pot să fac eu enforcement la, la partea asta, la transformarea asta mare organizațională. Și, într-adevăr, partea și mai interesantă e că puțină lume are curajul să le zică. Adică noi mergem de foarte multe ori în traininguri și povestim cu lumea și avem în sală developer, QA, manageri și de fiecare dată când se aud lucrurile pe care le povestim, ni se zice, și cred că asta a puțin toată lumea care ce întrebi, uai, dar puteți să-l faceți chestia asta și la șefii noștri. Adică cumva să audă și ei exact lucrurile pe care le povestim noi aici. Și acolo e partea cu timpul. Nu-i, de multe ori nu-i nici măcar voință sau așa, ci e efectiv o implicare pe care nu-și dau seama că trebuie să o aibă de la început. Avem o întrebare în spate. Sigur. Adică mă vedează foarte mult întrebarea pe care vreau să o adresez. Și vine, dacă ar fi cu subiect și predicat din opinia dumneavoastră, care ar fi cel mai bun selling point pentru acești manageri de tot să adopte agile în echipă de lor. Pentru că am văzut, da, nu vine ieftin, nu reduce timpul, nu cred că îi interesează pe ei fericirea angajaților prea mult, în termeni general, nu neapărat. Și e foarte greu un om tehnic sau un om din development să explice vânzări sau ceva. Și atunci, întrebarea, încă o dată, repet, asta a fost argumentația, dar ar fi cu subiect și predicat, după părerea dumneavoastră, care ar fi cel mai valoros selling point pentru managerii de tot, la CGI. Cred că lucrul ăsta se aplică indiferent de nivelul la care ne raportăm. Am introdus Agile în organizații în postură de middle manager, da? Am ajuns într-o altă organizație ca și CTO, C-level executive, am zis gata, aici nu m-am în joc, știi? Nicio treabă. Aceleași probleme. Când lucrezi cu oameni este foarte ușor să, sau mă rog, este foarte greu să transformi mindset-uri și practici care s-au acumulat de-a lungul timpului fără să te concentrezi pe oamenii cu care lucrezi, interacțiunile pe care le au și să începi încetul cu încetul să lucrezi, adică să le corectezi sau să le îmbunătățezi sau să le schimbi. Ce am făcut în probabil cea mai semnificativă transformare din asta sau agilizare în cadrul companiei unui client a fost un workshop în care nu m-am dus să vând, uite, echipă Agile care să-ți rezolve toate problemele, ci m-am dus să aflu ce îl doare. Da? M-am dus și am pus întrebarea, why are we here? De ce suntem aici? Și am stat două zile într-o sală de conferință și am identificat toate problemele pe care le are sau le aveau ei ca și companie, da? Și omul respectiv practic pe în farfuria lui și să înțeleg modul în care după aceea cu echipa Agile pot rezolva problema respectivă. Nu m-am dus, ok, hai că-ți prezint, uite, echipa Agile e formula perfectă, da? Practic, Agile de multe ori se prezintă ca o farfurie așa foarte faină, plating de un șef de la MasterChef și care îți rezolvă, o să fie, cum să zic, curcubeu pe cerul gurii, da? Nu e așa. Agile, de fapt, și Scrum și toate framework-urile astea sunt, de fapt, o serie de ingrediente pe care trebuie să le faci un piculeț fine-tuning în funcție de papilele gustative ale audienței. Dacă nu faci chestiunea asta, s-ar putea ca preparatul tău să nu fie la fel de bun cum a fost pentru, nu știu, mătușa din habar n-am de unde care o zi, mamă ce bun e, da? Deci trebuie, în primul rând, să vezi, să înțelegi cel cu care vorbești, ce probleme are, da? Care este the why, da? De ce ești acolo? Și după aceea, încep să vezi în ce măsură poți veni cu un proces care, ok, în mintea ta este ăla agile, dar care sunt pașii prin care poți inocula probabil anumite ingrediente în dieta organizației respective. Da? Concret am făcut chestiunea asta încercând să schimb un pic perspectiva inclusiv a persoanei de decizie sau a persoanei care lua decizia în momentul respectiv, era un director în zona de IT și care, bineînțeles, că primea tot felul de requirements de la business și zicea, ok, am atâtea probleme de rezolvat, nu știu cum să le rezolv.
Și am spus, ok, în primul rând trebuie să facem în felul următor. Trebuie să fii tu cel care te poți duce la business și să-i spui, uite, astea sunt problemele pe care le pot rezolva. Și asta am făcut-o cu un, tot în cadrul acelui workshop, cu o chestie se numește Impact Estimation Table. Da, e o chestie ca și cum ai prioritiza un backlog după business value, dar un pic la nivel macro, pe obiective de business, cu obiective de return, cu alte chestiuni de genul ăsta. Și alea după aceea s-au transformat în diverse tactici care s-au materializat în echipe, care au livrat cu agile eventually. Dar nu au fost lucrurile pe care am încercat să le vinem. Ok, am folosit foarte multe predicate și foarte multe subiecte în ceea ce am expus, dar cred că până la urmă sumarul ar fi: întreabă clientul ce probleme are, înțelege care sunt problemele, că una e ceea ce spune, dar trebuie să înțelegi care sunt problemele reale și oferă o soluție în care, ok, agile e undeva ascuns, dar adresează ceva la mijloc între problemele lui pe care le-a articulat și problemele pe care le-a descoperit ca fiind problemele reale. E ok că la noi rămânea lifturile se mișcă foarte, de ce elevator pitch-ul tău? O singură completare am și cred că zicea și Chris dimineață, dacă faci asta din păpucii unui salesperson, cel mai probabil o să primești un răspuns nu și foarte clar, și cred că e foarte important să-ți creezi relația care să-ți deschidă canalele de comunicare în care să-ți zică chiar care sunt problemele lui pe care să poți să mapezi soluțiile tale. Super. O ultimă întrebare, ca după aceea să putem împărți agilos și să intrăm agilei. Cred că în Agile Manifesto, dar nu sunt sigură, am citit despre modul în care a început Agile Coaching-ul și cum majoritatea firmelor care lucrau Waterfall înainte și-au luat consultanți. Acești consultanți au intrat super repede, le-au făcut schimbările necesare și outcome-ul a fost unul foarte negativ. Deci nu failure to do agile, ci the product failed because of agile implementation. Ați văzut în viața reală failure-uri de genul? Cum se întâmplă? Care sunt simptomele? Cred că... Niciodată un produs de-a meu nu a failuit. Da. O să încep cu un pic reversul probleme. Am întâlnit foarte multe companii care au făcut un training și în urma trainingului se pun niște baze super importante, au încercat să facă o transformare fără ajutor după aia, deci fără să aibă pe nimeni care să știe cât de cât. Și ceea ce mă intrigă, sigur nu a fost în manifest, că ăsta nu are numai o pagină și nu vorbește de lucrurile astea, dar cred că se poate să fie astfel de păreri. Deci reversul am întâlnit. Când s-a încercat doar așa niște cunoștințe de bază și fără cineva care să efectiv să știe și să ghideze procesul în continuare, durează ori mult mai mult, ori un pic de mai mult fel decât ar trebui. Zicea și Cipri, agile-ul nu garantează succesul, deci nu neapărat produsul, un produs creat într-un mod agil va avea succes. Adică erau niște statistici acum 2 ani, agile a crescut rata de succes a proiectelor în contextele astea schimbătoare de la, nu știu, 12-13% câte avea waterfall-ul la vreo 40%, adică l-a crescut de câteva ori, de tot o rată sub jumate. Deci nu e neapărat aia problema. A doua chestie care mă intrigă pe mine e faptul că într-adevăr, când intră un agile coach și lucrează cu o echipă, s-ar putea să fie în contextul exact la ce au fost întrebările dinainte. Adică lucrăm degeaba cu echipa dacă nu se lucrează la toate nivelurile și depinde unde are acces coachul respectiv. Ar fi bine să înțelegem și exact cum au fost astfel de contexte. Și nu în ultimul rând, cum am zis, proiectele pot să, produsele pot să failuiască, indiferent cum sunt construite. Dar, cu siguranță, un coach care are experiență și care are acces să înțeleagă ce se întâmplă și poate să facă analize la toate nivelurile, poate să povestească exact cu oamenii de care zicea și Cipri, adică cu oamenii care pot să influențeze, să ajute, să, practic, susțină schimbarea asta care e destul de grea. Și nu în ultimul rând, poate să lucreze inclusiv cu partea de product, care e super, super important, pentru că noi practic ce facem? Încercăm să rezolvăm niște probleme, produsele noastre, și dacă nu rezolvăm problema
cui trebuie și problema care trebuie, practic le creăm, le lucrăm degeaba. Deci nu-mi dau seama de ce au felit proiectele respective, dar cu siguranță un coach poate să ajute mult dacă are acces la întreaga organizație. Mai în glumă, mai în serios, așa am răspuns la chestia asta. Gândiți-vă că multe proiecte, din proiectele care lucrați, ce care face, nu știu, pe servicii, software, nu, la un moment dat se schimbă proiectul. De ce credeți că se schimbă proiectul? Că o mers prea bine și s-o decis să facă cu altcineva? Nu. Schimba că tot terminat. Nu, asta e o chestie, numai alea, în principiu alea sfert că se schimbă. Și doi, asta cumva nu are neapărat legătură cu asta, am amintit că era o întrebare din sală, cumva legală de fericirea angajaților, agile, etc. mai departe. Și mi-am amintesc, dau un exemplu din Waterfall, neapărat că Spanda au fost clipe în care, mă rog, am crescut cu Waterfall. Și gândiți-vă că tot agile-ul ăsta nu vă mai dă sentimentul ăla că lucrați, nu trebuie făcut release mâine, lucrând de 6 luni la produs și mâine trebuie să meargă în producție. Indiferent de ce se întâmplă, adică ceva trebuie să meargă în producție, că dacă nu, mă rog, ceva o pățește. Și în ultima clipă, bineînțeles că se găseau bug-uri, sunul, toată lumea lucra noapte, obosită, nu mai știa ce făceai, dar atunci se studiază echipa. Gândiți-vă, nu stați cu echipa împreună la 3, poate toată noaptea și lucrați, poate weekend. Dar o să faci asta în fiecare sprint. Nu, la sprint nu se mai întâmplă. Am întrebat și eu și nu se mai întâmplă. Eu n-am auzit la sprint-urile asta. Deci numai la Waterfall era. Și la Waterfall, practic, sau între Crăciun și Revelion, nu? Stai la... chem toată echipa la lucru. Și de ce chema toată echipa la lucru? Pentru că cineva testa performanța produsului și el a trimitea mail-uri repetitive. La fel cum zicea de conferințe, de meeting-uri repetitive. Și dacă tu trimiți un mail în fiecare zi, dar nu mai citește absolut nimeni. Și ăla trimitea de vreo 3 luni mail-uri care zicea, domnule, performanța e zero. Și nimeni nu lua chestia în considerare, până nu știu ce VP din Japonia care avea acces la astea, au zis, bă, dar ce cu asta? Între Crăciun și Revelion. Exact. Sau, mă rog, chiar înainte de Crăciun. Dar ce viață bună aveai până la Crăciun? Da, și asta trebuie, nu făceai da. Nimic. Deci, adică și porcul are viață bună până la Crăciun, știi, adică... Să nu uita pe pizza pe care o mănânci la 3 lapte. Gratis pizza, altfel mai mergea atunci. Cred că o chestie, dar, adică scurt să completez, așa. Închem, da, bun. Atunci am oricât timp e nevoie, da? De asta o să inventa până la urmă continuous delivery, că lucrurile astea le poți pune ca și gate în pipeline și nu mai depinzi de mail, citește cineva mail-ul. Dar, da. Aveam testing de integrare. Bun. Deci n-aș vrea să intrăm așa în amintiri din alea glorioase, cât de bine era să stăm la cozi la lapte și din alea, că deja ne ducem un pic în extrema cealaltă. Dar vreau să vă întreb pe voi o chestiune, da? După ce ați văzut astăzi aici, după ce ați experimentat prin companiile voastre, prin joburile voastre, cu ce tip de mașină ați compara Agile? Pun un brand, un model, un ce vreți voi. Cu ce mașină? Deci, ce reprezintă pentru voi Agile în compania și în viața voastră, da? E ceva ca și brand de mașină. Ce anume? E cu rezervor mic. Apoi acum... E mai mult o bicicletă. Ok, o bicicletă. Pentru mine e o Dacia veche, pentru că eu nu îți fac tot. Agile. Eu trebuie să am grijă să... Totul. Trebuie să am grijă de tot. Eu am responsabilitate mare, nu ca într-o Tesla, că mor și m-am purcat. Ok. Alte idei? Tot aceeași mașină, tot Dacia 1310, pentru că dacă se strică ceva, poți să te adaptezi destul de repede, mai poți să mergi undeva. It works. Adevărul e că întotdeauna e păcat să pui șurub unde poți să pui o sârmă. Asta se știe, da? S-au schimbat vremurile, au venit GPL-ul, poți să te adaptezi, poți să pui GPL-ul. You can react. Poți să te adaptezi. Ok. Super. Alte idei. Alte mașini, alte branduri. Dacia Spring. Spring. Ok. Un increment și atât. Bun. Hai să vedem alte idei. Ok. Să știți că îmi pare foarte, foarte bine că a zis de Dacia 1310, pentru că, de fapt, asta ar trebui să fie ceea ce este un framework care să ne ajute să ajungem undeva. Așa, șotând cum mergeau Daciile alea pe vremuri, dar știți că nu știu, părinții mei, de exemplu, taică mea, că maica mea nu a făcut asta niciodată, dar și-a reparat mașina cu ciorap pe marginea drumului, da? Cu
Așa, de mai multe ori, da? Bun. E o chestie, ok, dincolo de faptul că a intrat în cultura populară, dar e ceva ce se poate. Asta înseamnă că e foarte ușor, e foarte accesibil, da? Mi-a luat Prius, când s-a uitat taică-mă prima dată, a ridicat capota, zice, no, asta dacă se strică, nu ți-o pot repara. Obviously, da? Și cred că asta se întâmplă în organizație. În momentul în care vine cineva și îți vinde o rachetă, și tu zici, asta, mamă, cum o să te duc acolo, dar tu nu înțelegi ce se întâmplă și ce e sub capotă și nu poți pune șurubul respectiv, you're doomed for failure. Da? Deci asta e ceea ce se întâmplă de cele mai multe ori. Bun, și atunci, care e soluția la chestia? Hai să o luăm. Keep things simple. Nu, nu. Și când... Regea lui Dacia, care e soluția la chestia? Păi, safe, de exemplu. Da, sau alte milioane de framework-uri dezvoltate peste Agile, pentru că ăia care vând mașini scumpe trebuie să facă și ei niște bani. Adică ăia care trebuie să vândă chestii care nu se încape un perete, păi, ce-or face și ei, da? Ok, pe de altă parte, mai pot apărea framework-uri și soluții gen Tesla, da? Care ridici capota, nu vezi nimic, tot e bine. Ai nici o mai repar, ai o schimb. Aia. Iată, bine, mulțumesc mult de tot. Nu vrem să vă privăm de cafea, de acea sfert de oră de pauză de cafea. Vă mulțumim mult că ați stat de un număr mult mai mare decât care am anticipat. Bine, ești obligat. Și vă invităm să veniți pe pagina Facebook a podcastului, să ascultați podcastul nostru pe Spotify, pe Apple Podcast, pe Google Podcast. Și de ce nu? Să ai evenimente viitoare, să mai avem și astfel de experiențe de acest gen. Mulțumim mult!